ordinea și disciplina a făcut sau au făcut națiunea, mă rog, nici de cum haotul și dezmățul, iar la disciplina și accentua, dar vine Sfântul Nicolae și mă abțin. Marian Coțman, Costești, Argeș ne scrie. Salutăm această inițiativă în calitate de părinte. Așteptăm de foarte mult timp să se revină la mândria de a purta uniforma unui liceu sau altuia. Ne scrie Ioana din Galați. Mulțumim pentru mesajele. Așteptăm în continuare, le citim aici la Matinal Radio România Actualități și pe Facebook și prin SMS-uri și ne auzim și la www.romaniaactualități.ro. 8:12. Vă spuneam că sute de tone de fructe și legume sunt în depozitele producătorilor locali care nu au unde și cui să le vândă. Producătorii sunt de părere că și în iarna acestui an tone de produse vor putrezi în depozite și în pivnițe din cauza lipsei piețelor de desfacere, dar și a invaziei produselor din import. Un exemplu este cel al fermierilor din Sălaj, care și-au împărtășit neajunsurile reporterului nostru Adrian Lungu. Suntem restrânși, așteptăm cu stocuri și vom vedea ce se va întâmpla. Subvenții nu am primit, suntem aproape disperați. Az Európai Unióban az egészséges ivóvíz arzén tartalma maximum 10 mikrogram per liter lehet. Az országban a legrosszabb a helyzet e terjesen. A Csongrád megyei kis település önkormányzata már több zéne, hogy nap mint nap lajtos kocsival hordja az ivóvizet utcára utcára. A községben az ANTS a csapvíz fogyasztását azért nem engedélyezi, mivel az ebeljes ivóvízben 15-szer több az arzén tartalom, mint az lehetne. 650 fős településen reggelente az emberek kandákkal a kezükben tárják a lajtos kocsit. Gondolom nagyon sokan csak ennek hiányában nem írnak nekünk. 0-30-30-30-160 az SMS szám és muzsikáló@radio.hu az e-mail cím. Fontos ezeket megjegyezni, hiszen a játéknál nagyon hasznos információ. Dittersdorf zene jön majd a hírek után. Bartók Rádió, a klasszikus zene rádiója. And what you gave me just in time. I needed you and it. Novi radarski sistem je od minulega torka do nedelje v Mariboru zaznal približno 16.000 prekoračitev hitrosti in je dvignil nemalo prahu in nejevolje. Predvsem zaradi domnevnega javno-zasebnega partnerstva v ozadju. Mi pa vas danes sprašujemo, kakšne so vaše izkušnje z radarskimi kontrolami. Ste že plačali zaradi prekoračitve hitrosti in seveda, kje je meja med nadzorom in vplivom na vozniško kulturo ter zaslužkarstvo. Ja, v končni fazi, ne vem, zakaj se res potrebujejo. Izmihošek Český rozhlas.